реакция. Именно для нас тесто дошло. Тесто для фракции иначе нужно. Чему тесто было весело, тесто для нас. Aceasta toți cânteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un păcătos. Dar Zaheu, stând în fața Domnului, a spus, iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. Și a fost pravnic, răbător și zăpavnic la mânie. Aia este o plată să o ștenicii tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, că îl aveți ierta păcatele, să vă ierta lor. Să se primești pocăința păcătoșilor și ai puterea ierta păcatele cele multe și grele. Și dai că la mine tuturor celor ce te trec în vânt de putință și în doamnă neruncată. Care și pe noi smeriți în păcătoși și nevrednicii de slujitor. Ne-ai chemat la sfânta și prea înalta dreapta slujirii, ca
ca să intrăm în ceea ce este dincolo de catapeteasmă, în Sfânta Sfintelor, unde Sfinte Îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei și să vadă cu ochii lor chipul Sfintei Jertfe și să se înducească de dumnezeiasca și Sfânta Liturghie. Cel să ne-ai învrednicit a săvârșit cerestile tale taie și a aduce daruri și jertfe pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului și a fi mijlocitor pentru voile tale și cele cuvântătoare, ca prin munca și necăința ta iubire de oameni să curățești păcatele lor. Însuși, prea bunule împărate, ascultă rugăciunea noastră în ceasul viață în această sfântă zi și în toată vremea și locul. Și amintă la cuvintele rugăciunii noastre și dăruiește tămăduire celor care sunt de față, celor care au fost și vor fi pomeniți, celor care din tine cuvântate pricini nu sunt aici, dar și celor care bolesc un pic, prin spitale, prin containele și pe la casele lor, și pe toți cei care sunt în neputință sufletească și trupească, dăruindu-le lor slobozire de păcate și iertare greșelilor celor de voi și celor fără de voi, tămăduindu-le lor rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința. Dăruiește de lor tămăduire sufletească, cel să te-ai atins de soartea lui Petru și-au lăsat-o pe aprigurile și s-a sculat și a slujit ție. Însuți și pe robii tăi, pe toți cei care sunt de față, dar și pe toți cei care sunt dăunate, dăruiește de tămăduire și izolire de toată boala cea vătămătoare. Adu-ți aminte de durările tale cele rugate și de mila ta. Adu-ți aminte că când un om încălzit este plecat spre cele rele din tinerețile lui și că nimeni nu-i fără de păcat pe pământ. Că tu singur ești fără de păcat, cel ce-a venit și-a mântuit neamul omenesc și ne-ai spăvit pe noi de robia vrăjmașului. Că devinindu-a învălecată cu robii tăi, nimeni nu va fi aflat curat de întinăciune, ci va muci toată gura, neavând ce răspunde. Pentru că toată dreptatea noastră e înaintea ta ca o cârpă lepădată. Pentru aceasta, păcatele noastre, Doamne, nu le vom întotdeauna. Pentru că ești nădejdea celor fără de nădejde și orina celor pistoviți și împovărați, și ție sclave înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău, nu. Acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin, Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta. Că să vină suferințele cele nelungate, ca să mântuiesc toată boala și toată neputința în popor. Să se vorbești la toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului. Care nu voi ești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că și Doamne, Dumnezeu cea veche a iubit păcătosilor păcăniță, precum lui David și lui vitenilor și celor ce au fost mai înainte și celor după aceștia. Încă și în timpul de invitare într-o n-ai chemat pe cei drepti și pe cei păcătoși la pocăință. Precum pe Doamne și-o pe destrânata, pe tălharul și pe unitorul și prigonitorul normale de pap. Prin pocăință l-ai primit. Iată Petru, apostolul care s-a lepădat de tine, prin pocăință l-ai iertat și l-ai primit. Și eu că pe lui noi zicând, tu ești Petru și de această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului mă vor dilui. Și voi dați mie tine împărății cerurilor. Pentru aceasta sunăm Domnule și viitorul de oameni. După nemice noastre de tare pe rădunce. În răzline rugăm ție și cerem în ceasul de acum. Ascultă rugăciunea noastră și o primește ca
se încercează pe toți cei care sunt în casă, pe toți cei care au fost și vor fi pomenuți, pe toți cei care din mine cuvântate prin și nu sunt aici, dar și pe toți cei care doresc cumpli prin spitale, prin containere și pe la casele lor. Și orice au greșit cu cuvântul, cu fața sau cuvântul, în jurul nostru sau în timpul zilei, și au văzut sub blestem al firesc sau preoțesc sau sub blestemul lor. Sau cu jurământ au omorât pe cineva și l-am făcut de ajura. Pe tine te chemam și ție ne rugăm. Slăbește la asta, iartă de lor sub Dumnezeule. Trecându-le cu vederea părțelegile și păcatele făcute de trei și cu știință și cu neștiință. Dar călcați ceva din poruncile tale sau greșit ca purtător de suc și răstitor în lume. Din internul diavolului, astăzi ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-ne, Doamne! Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești Părți de păcat, dreptatea Ta este dreptate în viață, cuvântul Tău adevărat. Când n-ai citit pe om spre tăire și spre palta poruncilor tale, și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Celui Cărți de Început, Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Doamnul și Bunului Atâmei și Veșilor, amin. Domnului să ne rugăm! Doamne și Cuvântul lui Dumnezeu, Păstorule și Mielule, care ai ridicat păcatul lumii și ai iertat datoria celor doi datori și să nu este păcătoase de încertare păcatelor ei. Să te-a gălit vindecare să mă locul împreună cu iertarea păcatelor lui. Însuși, Doamne, ușurează, lasă în iartă păcatele. Nelegrinile, creșterile și nevoiștele fără de voie. Cele cu știință și cu neștiință. Cele cu călcare de poruncă și cu neascultare, ce s-a făcut de către toți cei care sunt de față, împreună cu toți ai casei lor, părinți împreună slujitori, părinți frați și ospetitori, imperdonatori, binefăcători și închinători ai aceste sfinte mănăstiri, dar și pe toți cei care din mine cuvântate prici nu sunt aici, și pe toți cei bolnavi, fiecare vostru nume. Și câte ca niște oameni purtând slujile plin în lumea alunecași au greșit. Cu fapta, cu cuvântul, cu gândul, cu știință sau cu neștiință în timpul nopții și în timpul zilei. Sau cu blestem și la puisenie de la vreun arhiereu, de la vreun preot au văzut. Sau de sine sau de blestemat. S-au pus jurământ că numele lui Dumnezeu s-au jurat și l-au călcat. S-au din mânia cea fără scopoteală pe vreunul din creștine a furisit. S-au blestemat, s-au nebunește, au vorbit, s-au ostentit, s-au prevenit, s-au vorbit cu mincioase, au vorbit. S-au obișnuit, s-au mințit, s-au obținut din celălă. Oricum mânie s-au vorbit-o și-au mândrit-o, i-au micrănit sau camă ne-au luat. Ori s-au trădăbit-o în deșert sau mărit. Ori în iubire de bani au căzut-o și-au împărtat și-au văstat sau la fermecătoare au mâncat. S-au unestat, s-au fost și-a doar au mâncat, s-au păcat-o de sprânării, orice ghid l-au făcut. Ori au bătut, ori au bătămat, ori au lovit, ori pe cineva au scântat, ori au răpit sau au curat, sau fără milă și cu scumpete au greuiat pe cineva. S-au desărat și n-au miluit și nu le-a făcut bine după a lor putere. S-au mânaholit, s-au de lucruri necumincioase și-au adus la minte. S-au apărit, s-au nedreptate au făcut. S-au păstrat de lor, l-au scârbit, l-au vărit și l-au omărit. O la rugăciune și la cântare în biserică, mintea li s-a bătut la migrenin și de ștătrăjul numești. Ori la rământ de ce li s-au făcut sau ce nu se gata au vorbit. Ori pe ascuns au mâncat sau ce la necurat au mâncat. Ori
pustelăcia au venit, s-au nebunești, au râs. S-au frumusețe lumească, au văzut și puteți la inima și au rănit-o. O vorbă de șarte și netrebnici au venit. O depărtate de fraților au râs și au răsândit, ale lor păcate și nelegiuni nu le-au slobodit. S-au de rugăciune, nu s-au îngrijit, s-au păruncile bisericii, nu le-au împlinit. Ori s-au venit, ori nebăgători de seamă au fost la cel ce aveau de făcut, ori răbdare n-au avut. S-au îndrăznit, stropătindu-se a fi înțelept, deșertăciune au primit, s-au întrevechit, s-au altceva rău au făcut. Pentru toate acestea și altele asemenea acestora știute și neștiute, pentru că niște oameni au greșit toți cei care sunt de față, dar și toți cei care din binecuvântare plicii nu sunt aici, credincioși și credincioase, și pentru toți cei care sunt bolnavi, fiecare cu al său nume, Iubitorule de oameni, Doamne, miluiește și iartă de lor toate. Așa stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, ascultă-ne pe noi care ne rugăm în înălțimii tale, pentru toți cei care sunt în față, dar și pentru toți cei care din binecuvântare pricii nu sunt aici. Și iată ca unul care nu se minte rău, care greșelile și fără legile, pe care toate oamenii au făcut sau le-au gândit. Căci îi mărturisesc înaintea împărăției tale, că acestea au toate și mai mari și mai multe decât acestea au făcut. Dumnezeu să vă iertine, tații-ne și pe noi. Pentru mila ta, ascultă-mă pe mine, slujitorul tău, și smărtește-te munca cea veșnică. Păi moștenitor veșnice, lăptate bunătăți împreună cu toți care viața o bine prăpoție. Și învrănicește fără de o sândă. A se împărtăși cu fricoșătoarele și nemuritoarele tale taine. Pentru că Tu-ai zis, oricine îți legate pământ vor fi legate și în ceruri, și oricine îți legate pământ vor fi legate și în ceruri. Că singur ești de păcate, puterea e la păcatele, și ți este cu mine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună și Părintele Tău Celui Tău de Ceruri, prea Sfântului și Bunului și de viață, Părcătorului Tău, acum și Bunuia și în vecii vecilor, amin. Domnului să ne rugăm. Tatăl de la Ezechia, regele lui Iuda, când a căzut în boala cu fătare de moarte. Adu-ți aminte de durerile tale și de lucrurile tale, Doamne, că din viață sunt. Și că rămânește pe toți cei care sunt bolnavi, incurabili, dar de vremuri înțitoare, ca să se bucure de viață în pământul celor vin. Și renunțește zilele vieții lor ca celor care au fost cu rare aminte la poruncile tale și la împlinirea ta. Pe lumea ta acestor era de fărăduit, pe lumea aduce asupra lor niciuna din bolile morții. Că Lui este Dumnezeu nostru cel încremi-nchinat și preamărit. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Domnul sufletelor și al bucurilor noastre, Cel ce vindești toate bolile sufletești și putești ale celor ce cu credință se roagă ție. Ne rugăm ție, mulțumesc-te, Doamne, ca pentru rugăciunile tuturor sfinților, să trimiți pe Îngerul Tău cel Tămăduitor la toți cei care sunt în operație, dar și la toți cei care merg la operație, ca nimic din ce este rău din pricina păcatelor lor sau ale părinților lor să nu le vină asuprele. Depărtează de la ei pe bunirea bunătății tale, toată boala și toată neputința și întărește-i cu harul tău. De asemenea, te rugăm, dăruiește Duhul tău cel Sfânt, medicilor și ostelitorilor care ajută la însănătoșirea celor care sunt bolnavi, fiecare cu al său nume,
răbdare, înțelepciune și pricepere în împlinirea lucrării de vindecare a ta. Iată sunt părți prin care Domnul să te preamărești, Dumnezeu fiind. Vinde pentru fața bună știință, întotdeauna ca pe cei pe care îi vindeca și mira, spre slava preasfântului pe lume. Vrând astăzi a primit să se arată în nume lucrările lui Dumnezeu cel întâi neînchilașă preamărit. Căruiești Dumnezeu nostru și ție slavă lor Tău, împreună și pe Lintelui Tău cel împărți de început, preasfântului și bunului și de viață păcătorului Tău, acum și pururile aștept în veci, în veci, vă amin. Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, izvorul cel nesecat al întotdeauna, noianul cel nepătrus al iubirii de oameni, adâncul cel nemăsurat al eternității, răsări și al bunătății, care a dus multe feluri de bătăi și de răni asupra neamului omenesc prevoiosului, prin mare ta iubire de oameni, pentru ca neînfrânarea și pornirea noastră spre păcat, fiind stăpânită ca de mulțumim de frica ta și a dumnezeiască, să nu se pornească împotriva chipului cel dumnezeiesc, nu se poate pornească firea cea aleasă a sufletului nostru. Oprește, te rugăm, această armă ascuțită și neașteptată ca morții, adus asupra firii noastre, ca să nu ne împuțineze mai mult decât pe toate neamurile, nu se ne dai spre dar jocără vrăjmașilor celor care lucrează cu mintea și celor care lucrează cu simțurile. Domnul și cetățile s-au stricat pe Dumnezeu, praznicile cele sfințite și strunsele și frumusețea cântărilor dumnezeiești în bună parte au tăcut. Case frumoase și mari, după cum zice Scriptura, a dorit și nu este cine să locuiască în ele. Frică și cu tremur a venit peste noi și necurantul necalt a acestei mantămâni fricoșătoare de acoperit pe toți. Nu ar putea un stăpâne noi, rudele stăjelind pe cei plecați, precum este obiceiul, ca și venit sfârșitul și căutăm pe alții care să ne jădească și suntem tați aceleași drept de roșne. Noi cei vin și văzuți nu mai suportim că suntem vin de frica acestei drept. Nu ne mai încredem nici în noi înșine, dar nu implic fiecare din noi care în sine semnul și rana morții și înainte de moarte cumplită frica morții mării. Aceasta este plata răutății noastre. Aceasta este sfârșitul cel cuvenit al faptelor noastre vigoane și necurate. Acestea sunt isprăvile cele rele ale păcatelor, ale nedreptății și ale călcării noastre de jurământ. Acești alte cu trei capete vigând în noi vinții săi celui veninoși ne-a dus această stricăciune și această moarte, după cum zice Scriptura. Pentru aceasta vine mânia lui Dumnezeu peste tine ascultării, pentru care nu putem nici ochii minții să-i ridicăm, nu să ne rugăm curat ca să ne vorbim mâna ta, fiecare din noi, din apăsare de răutatea cugetului ca de niște rotezi de fie. Dar nu ne părăsi pe noi cu totul, și pentru numele Tău cel Sfânt, nu strica așezământul Tău, dar să nu fim lipsiți de vremea potăinții și a întoarcerii noi picăloșii. Știindu și această bătaie de moarte cu iubire de oameni a adus-o pentru că de multe ori păgăduim potăință și de multe ori mințim, ne-am osândit spre tăiere ca și spătinul cel nerăbdător. Dar mai ai încă răbdare ca un dreptor unitor de oameni care nu vorești moartea păcătosului, ci să se întoarce
să trebuie. Să care ai poruncit ale 70 de 70 pe carte de prață. Dar ai poruncit fie dreptar și nerăbitoare să ridici pe fiului Abraham, pentru că nu mai ține sus putință toate cele ce sunt la oameni cu neputință, stăpâne iubitorul de oameni. Ca și prin noi neam și neam, să se răspărească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea, și în veci veci doar acum. Domnului să ne rugăm! Domnul Dumnezeu prea milostivă să vă mulțumească! Amin! Domnul să vă împlinească rugăciune! Amin! Domnul să-L întoarce puternic să vă împlinească de bine cazul și de toată doar! Amin! Domnul să vă împlinească! Amin! Domnul să vă înțelegească! Amin! Domnul să vă ajut! Amin! Domnul să vă mulțumească! Amin! Domnul să vă ajute! Amin! Domnul să vă mulțumească! Amin! Domnul să ne umple de bucurie. Amin. Domnul să ne fie sprijinitor. Amin. Domnul ca un bun milostiv și vitoare să ne dea iertare păcatelor. Amin. Domnul Dumnezeu ziua să ne vezi să ne mântuiască. Amin. Chiar în restul zilele vieții noastre să ne vine cu multe. Amin. Dar ce urează cu mine toată slava și stă și din ajunge. Împreună și părință lui Celui Tot Neștepot, prea Sfântului Duh, acum și bunul așa de veci vecilor anum. Harul Domnului și Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cel la Sfântului Său Ucenic și a fost păzită, tuturor rugăciunile vecinii și binele vatric. Și acest har este dașul nostru și părântul nostru. Să ne tămăduiască de noi pătoase, de toată poala sufletească și drugească. Să ne tămăduiască bisericii sale, în vecii stii sănătoși și tărugați în zile, din nou mers împlinind poruncile lui Dumnezeu în vecii vecilor. Amin. Să fiți sănătoși! Să fiți sănătoși! Să fiți sănătoși! Darul din seara aceasta, de vărsat asupra noastră a tuturor, că Mântuitorul ne este nouă tuturor și mulțumim de la Sfântul Părinte Episcop, care e în Cotoșeneanu, că și data aceasta a reușit să răspundă la rugămintea noastră, deși trecem printr-o încercare, Dumnezeu, cum a spus-o ea, divinul lui Dumnezeu, îi mulțumim de la Sfântului Cuvântul, rugăciunea de la Sfântul care a răstit-o, siguranță a rămas sufletele noastre și resimțim și a resimțit binecuvântarea lui Dumnezeu prin rostirea acestor rugăciuni de către Preasfințitul nostru. Aș dori să mulțumesc Preasfinția voastră, iată că Mămița Domnului n-a îngădit această ogradă care de altă dată era arhiplină și în afară și mașinile până în afară. Mămița Domnului a adus pe cei care cu adevărat creștini și-și caută frumos de suflet. Prezența frăților voastre este într-adevăr a venit fiecare pentru sufletul dumneavoastră, dar avem nevoie de această mare binecuvântare, de multă rugăciune mai mult ca oricând. De aceea, Preasfințitul încurajează, încă vom avea o mare binecuvântare pe 25 martie, vom avea slujba cherească, Preasfințitul Părinte Episcop al Cotoșeneanului Vaslui, avem, să spunem, cei 30 de ani de la deschiderea Sfintei noastre mănăstiri. Folos o să vă fie, să vă uitați, să vă bucure Maica Domnului.